Ședința de astăzi a Colegiului Prefectural a început ca de obicei, într-o notă normală, chiar monotonă. Subiectele de pe ordinea de zi nu anunțau nimic spectaculos, nimic de disputat, ci aceleași probleme administrative. Cum stăteau împreună șefii județului, directorii de instituții deconcentrate și primarii, lucrând în slujba cetățenilor, ușa se deschide și un taraf de lăutari își face apariția chiar în mijlocul ședinței. Și nici una, nici două se pun pe cântat. Cei câțiva lăutari prahoveni fuseseră tocmiți de primarul localității Albota să le cânte colegilor săi la final de an. De ce ați luptat pentru acești lăutari? Pentru că fără el Greco și mie nu, pe mine nu m-a invitat acolo. Și am zis să cânte și la ceilalți primari care n-au participat la puciul ăla, dar la el Greco. Nu o să trăiască să vadă ziua când mă duc eu la pedele. Nu o să trăiască să apuce să mă duc la pedele. Niciodată. Pentru că eu cred că cei care pleacă, fac o mare greșeală. Pierd onoarea și dacă onoarea nu e de cumpărat și ai pierdut onoarea, ce ai să mai pierzi? Păi nu-i costă, că la lor le cântăm fiecare sâmbătă, nu poți și o dată pe an. Și când la ureche îți cântă lăutarii, ce să mai auzi de problemele comunității? Ca să nu încurce socotelile, aleși mai bine s-au lăsat duși de cântec, că ședințe mai sunt, cu lăutarii însă nu prea.